Îndurerată familie, dragi camarazi, trăim un moment greu pentru Ministerul Afacerilor Interne, pentru Poliția Română, pentru toți colegii, prietenii și apropiații subinspectorului postmortem Gheorghe Ionescu. Colegul nostru pe care îl conducem astăzi pe ultimul drum a fost un polițist adevărat, un profesionist care își făcea datoria cu pasiune. Avea 23 de ani de experiență în Ministerul Afacerilor Interne și era unul dintre oamenii cu care ne mândream. Era apreciat de șefi, admirat de colegi, temut de cei certați cu legea. Până în ultima clipă am sperat că viața acestui erou poate fi salvată. În această luptă ne-am unit cu toții, familia, colegii, camarazi, chiar și oameni care nu l-au cunoscut. Împreună ne-am rugat în aceste zile și am făcut tot ceea ce era omenește posibil pentru colegul nostru. Pentru familie nimic nu poate înlocui pierderea suferită. Vă promit, stimată doamnă, că vom rămâne alături de dumneavoastră și veți simți acest lucru din prima clipă când veți intra în Ministerul Afacerilor Interne. În instituțiile din domeniul securității naționale am impus regula de a le oferi soților eroilor noștri căzuți la datorie un loc de muncă în sistem, iar copiilor acestora posibilitatea de a urma școlile militare, de a urma cariera părinților lor. Așa înțelegem noi să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Personal, o vârstă fragedă, am trăit drama pierderii tatălui meu militar care a căzut la datorie. Ca ministru al Apărării Naționale, am trăit astfel de momente grele când militarii noștri au pierit în misiunile din teatrele de luptă. Știu așadar câtă durere, tragedie, lasă în urmă pierderea unui apropiat, a unui camarad. La fel este și acum. Pe frontul luptei cu criminalitatea am pierdut oameni de valoare, profesioniști, oameni care au jurat credință acestei țări și care și-au pus viața în pericol pentru siguranța noastră. Ei sunt eroii României, oameni curajoși și dedicați meseriei lor. Iar în această galerie de onoare intră de astăzi și subinspectorul postmortem Gheorghe Ionescu. Suntem aici toți colegi din Ministerul Afacerilor de Interne, pentru că în această mare familie, solidaritatea și momentele grele, onoarea și respectul pentru memoria eroilor noștri sunt valorile cele mai de preț. Astăzi ne luăm rămas bun de la un membru al acestei familii. Dumnezeu să-l odihnească pe camaradul nostru, Gheorghe Ionescu.